După cum știți, prețurile multor produse se termină cu 99, cuțite, col de hârtie, foarfeci, postere, fețe de pernă, un kit de reparații pentru aerul condiționat. Practic, foarte multe dintre lucrurile pe care vrei să le cumperi au un preț care se termină cu 99 de bani. Există un motiv foarte bun pentru asta, oamenii sunt proști. Oamenii au anumite ciudățenii psihologice care afectează modul în care percep numerele, iar trucul cu 99 de bani este unul dintre cele mai celebre. Este atât de celebru încât probabil că acum vă întrebați de ce mă uit la acest videoclip. Ideea este că atunci când oamenii văd un preț ca fiind 5,99, se concentrează pe numărul întreg, în acest caz 5. Atunci creierul va percepe prețul ca fiind de 5 lei în loc de aproape 6, ceea ce este o diferență destul de mare. Multe studii au arătat faptul că diferența psihologică între 5,99 și 6 lei este mult mai mare decât acel ban lipsă. Problema este că o mulțime de lucruri au astfel de prețuri. De exemplu, în America, aproximativ 60% dintre produsele existente au prețuri de acest gen. Dar mai există un alt truc, prețurile care nu se termină cu 99. Dacă vrei să cumperi un ceas Rolex, prețul acestuia va fi un număr întreg. Dar dacă vrei să cumperi un ceas Casio, prețul acestuia cel mai probabil va avea 99 la sfârșit. Asta pentru că în zilele noastre un preț întreg este perceput ca fiind o dovadă a calității. Numai produsele cele mai rafinate și luxoase au prețuri formate doar din numere întregi și se presupune că nu încearcă să-și păcălească clienții. Dar mai există și un al treilea truc, să ignori ambele reguli despre care am vorbit. Când ceva are un preț format dintr-un număr aparent aleatoriu, cum ar fi 4,63 de lei să zicem, consumatorul va observa faptul că prețul este neuniform și se va opri pentru a se uita la acel produs puțin mai mult. Iar atunci când ceva se vinde la preț redus, asta este exact ceea ce se urmărește. Consumatorul trebuie să observe prețul, de aceea din ce în ce mai multe magazine vând produse la astfel de prețuri. Să recapitulăm, am vorbit până acum despre trucul cu 99 de bani, despre trucul cu numere întregi și despre trucul cu prețuri aleatorii. Un alt truc pentru a-i face pe consumator să cumpere un produs scump este prin a plasa acel produs lângă unul și mai scump. Așa cum este în supraviețuire, aviație sau scriere și în stabilirea prețurilor există o regulă de 3. De exemplu, Netflix oferă 3 pachete la 3 prețuri diferite, dar trebuie să știți că cel pe care vor de fapt să îl vândă este cel mediu. Pachetul Basic nu are prea multe de oferit, dar pentru 2 euro în plus poți să-ți iei pachetul Standard. Cu toate astea, Netflix se poate promova ca având un cost de 7,99 de euro pe lună. Pe de altă parte, există și pachetul Premium care are opțiuni de care mulți nu au nevoie, cum ar fi calitatea 4K UHD și până la 4 utilizatori simultan. Majoritatea oamenilor nu-și vor dori pachetul cel mai ieftin din cauza faptului că nu are destule de oferit, dar nici pe cel mai scump din cauza prețului. Asta înseamnă că cel mai vândut va fi pachetul Standard și restaurantele folosesc un truc similar. De exemplu, sunt restaurante care au un meniu fripturi de 200 de lei pentru a face un burger de 50 de lei să pară ieftin. Netflix utilizează încă o tactică folosită de multe afaceri din mediul online, prețul lunar, subscripția. Cred că toată lumea este de acord că mulți oameni s-ar gândi puțin mai mult înainte să se aboneze la Netflix dacă aceștia și-ar promova serviciile ca având un cost de 132 de euro pe an, cu toate că acesta este exact prețul pe care utilizatorii îl plătesc. Deci, atunci când prețul este împărțit pe 12 luni, pare mult mai rezonabil pentru majoritatea oamenilor. Chiar dacă psihicul uman este ciudat când vine vorba despre numere, important este să fim siguri că produsul sau serviciul cumpărat merită suma de bani pe care am plătit-o pentru el. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!